A profitat de faptul că magazinul este închis și a furat două telefoane mobile, tânărul care apare în imaginile video este căutat de polițiștii din bălți suspectat de comiterea unui furt dintr-un magazin specializat în telefonie mobilă și accesorii. Totul s-a întâmplat încă în dimineața de 14 mai la ora 5.40 în magazinul amplasat pe strada Ștefan cel Mare 2. Poliția încă nu a dat însă de urmele suspectului. Potrivit oamenilor legii, individul a profitat de moment și ar fi pătruns în incinta magazinului prin forțarea ușii de unde a sustras două telefoane mobile. Ghinionul lui a fost ca una dintre camerele de supraveghere să-l surprindă însă în fața magazinului. În acest context, persoanele care au recunoscut bărbatul din imagini sunt rugate să informeze poliția la numerele de telefon afișate pe ecran. Dacă va fi identificat și găsit vinovat, acesta riscă pedapsă penală pentru furt, confidențialitatea surselor de informare este garantată.